De la începutul săptămânii viitoare, Municipalitatea Sibiană trece la montarea noilor echipamente în locurile de joacă. De asemenea, se continuă montarea coșurilor de gunoi din ciment și metal. Vizate sunt parcurile și zonele de agrement. Sunt echipamente noi care vor fi instalate în mai multe locații. Parcul Țiței, Cațiglar, Ștefan cel Mare, Parcul Tineretului, Valea Săpunului, Reșița, Alea Haiducului, Alea Streiu și Strada Infanteriștilor. Locuri de joacă nou-nouțe, frumoase, bune pentru copii, din lemn, și cred că lumea va fi mulțumită în aceste cartiere. Noi continuăm aceste acțiuni și în final vom avea locuri de joacă care corespund nevoilor timpului pe care îl trăim și vom extinde numărul lor. Zone de joacă pentru cei mici vor fi amenajate în Parcul Țiței, ca în Țiglar, pe strada Tineretului, strada Ștefan cel Mare, pe Valea Săpunului, în zona Reșița, Alea Streiu și strada Infanteriștilor. Aici vor fi montate leagăne, cuib, leagăne duble, carusele și echipamente de cățărare. Montarea acestora va începe de luni. De asemenea, până la ora actuală au fost montate 160 din cele 200 de coșuri de gunoi de tip nou. Acestea au fost instalate în Parcul Strand, Parcul Submarin, Parcul Tineretului, în Parcul Astra, Parcul Terezian, Parcul Reconstrucției, pe alea de la Grădina Zoo, pe calea Dumbrăvii, pe bulevardul Mihai Viteazu, în Valea Orie.